Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Victor și astăzi vă voi arăta cum puteți schimba cerul unei fotografii folosind aplicația Snapseed. Dacă dorești să fii notificat atunci când un nou clip este postat, nu uita să te abonezi la canal și dacă ți-a plăcut editarea de azi, lasă un like și un comentariu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să deschidem aplicația Snapseed și să încărcăm fotografia. Apoi vom face mici modificări ale fotografiei. Umblând un pic la luminozitate, o vom închide puțin și de asemenea la umbre. Pentru a schimba cerul, este nevoie de a crea o mască a acestei imagini. Pentru a face acest lucru, în primul rând trebuie să transformăm imaginea într-o imagine, într imagine alb-negru apăsând filtrul black and white. Apoi selectăm canalul albastru pentru a crea un contrast mare între cer și partea de jos a imaginii. însă nu este de ajuns, după cum puteți observa, pentru a face cerul perfect alb și partea de jos perfect neagră, vom apela la Curves și vom selecta Hard Contrast, iar de aici vom ajusta astfel încât cerul să devină perfect alb și partea de jos neagră. După cum puteți observa, nu este în totalitate neagră, mai sunt urme de alb, dar pe care le vom rezolva imediat, tot cu ajutorul Curves deschidem un alt curves, trecem pe neutru și pur și simplu punctul de sus îl tragem în jos creând imaginea complet neagră. Îi dăm OK, iar apoi vom merge la Edit Stack, View Edit, selectăm curves și apoi apăsăm pe acest buton din mijloc. Și cu pensula la 100% începem și pictăm pe deasupra, exact în zonele care ne interesează, pentru a le face perfect negre. Dăm un pic zoom ca să putem să înnegrim toate zonele. Nu e nicio problemă dacă dați un pic pe afară, dar încercăm să nu facem acest lucru. Acum că am terminat, dăm OK și avem aici masca noastră alb și negru. Însă, pentru a modifica cerul, trebuie să creăm negativul acestei măști. Facem acest lucru apelând tot la Curves și un mod foarte simplu, deoarece nu avem în niciun filtru de aici negativul, îl vom face manual prin a trage partea de sus-dreapta în jos și partea de jos-stânga în sus. Și astfel am creat negativul fotografiei. Apoi, acest negativ îl vom salva pentru că ne va trebui mai târziu în expunerea dublă. După ce am salvat fotografia, vom șterge uh, această ajustare și vom merge la double exposure și vom adăuga cerul nostru. Îl vom poziționa Astfel încât să fie exact acolo unde trebuie și vom apăsa darken. Îi dăm OK. Acum, pentru a aduce înapoi partea de jos, vom încărca poza negativă pe care noi o făcusem mai devreme. Aplicăm modul lighten, îi dăm OK. Și de asemenea, mai Încărcăm încă o dată fotografia pe care noi o avem și îi dăm Darken. După cum puteți observa partea cerului nu este tocmai perfectă, însă vom modifica acest lucru și o vom, o vom remedia. Mergem la Edit Stacks, View Edits, apăsăm pe Double Exposure iar apoi pe Brush Filter. Aici activăm filtrul prin inversarea acestuia și efectiv cu brașul la 0, pictăm pe deasupra cerului pentru a aduce în prim plan cerul nostru. Voi face un pic mai repede ca să nu vă plictisesc. Și după cum puteți observa, cerul este înlocuit perfect. Însă există o diferență între cer și partea de, de jos și vom încerca să modificăm prin schimbarea temperaturii de, de culoare. Mergem la filtrul de white balance și vom crește temperatura de culoare și de asemenea și tintul. Nu foarte mult, nu vrem să exagerăm. Dar, după cum puteți observa, a afectat toată imaginea, și noi vrem doar partea de jos să fie luată în considerare. Mergem la View Edits, White Balance, Brush, iar aici putem să activăm masca ca să vedem exact unde se va aplica efectul. Cu uh, pensula la 100%. Începem și dăm exact unde ne trebuie nou să avem acel white balance. Și, după cum puteți observa, a afectat doar zona de jos. Să-i dăm ok. Mai departe vom selecta filtrul vintage pentru a adăuga un pic de vinietare. Vom modifica puterea filtrului, nu foarte mult, și de asemenea. Puterea vinietării. Îi dăm ok. De asemenea, mascăm exact zonele care nu ne interesează. Dăm un pic zoom-out. Activăm masca și pur și simplu. selectăm exact, pictăm exact unde vrem noi ca masca să aibă efect. OK. După aceea, mergem la Tune Image. și mai modificăm un pic aici contrastul. Highlights-urile. Umbrele nu foarte mult, iar și căldura imaginii. Un alt lucru pe care noi mai îl putem face este să mergem la Curves. Selectăm luminozitatea și o mărim puțin de tot. I dăm OK, mergem din nou la View Edits, selectăm Curves și pictăm doar în zona unde ne interesează să adăugăm un pic de lumină. E ok, zic eu. Și ultim detaliu, claritatea. Dăm un pic zoom ca să vedem cât de mult ne-ar interesa. Ok. De asemenea, View Edits pentru a scădea un pic din claritate de pe zona cerului. de tot Nu vrem cerul să fie foarte, foarte clar. Îi dăm export. Aceasta este imaginea finală. Sper că v-a plăcut această editare. Dacă v-a plăcut, dați un like acestui, acestui clip. Lăsați-mi un comentariu, promit că le răspund la toate comentariile și dacă nu te-ai abonat, nu uita să te abonezi. Pa pa.